Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună, din testul 2 de antrenament, Evaluare Națională 2022, subiectul 3 roman, problema 4. Acest material este util celor care vor susține examenul de evaluare națională peste mai puțin de o lună, dar de asemenea este util și absolvenților clasei a 7-a pentru o recapitulare anuală. Problema spune că în figura alăturată este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB egal 4 cm, BC 3 cm. Punctul E este mijlocul segmentului CD, iar F este punctul de intersecție a lui BE cu AC. Pentru început, ni se cere să arătăm că BE este egal cu radical din 13 cm. Pentru acest lucru ne încadrăm în triunghiul dreptunghic BCE cu măsura unghiului BCE de 90 de grade, aplicăm teorema lui Pitagora și vom scrie că BE pătrat este egal cu EC pătrat plus BC pătrat. Deci BE pătrat va fi egal cu EC pătrat, dar știm că E este mijlocul lui DC, adică 2 la pătrat plus 3 la pătrat. Deci, 9 plus 4, 13. BE va fi radical din 13 cm. La subpunctul B, ni se cere să determinăm lungimea segmentului FP, unde P este punctul de intersecție a lui DF cu BC. Observăm că dacă trasăm diagonala BD a dreptunghiului ABCD și notăm punctul de intersecție al diagonalelor cu O, vom obține triunghiul BCD, în care știm că E este mijlocul lui DC, deci BE este mediană, iar într-un dreptunghi, diagonalele se înjumătățesc. În concluzie, și CO este mediană. Drept urmare, punctul de intersecție, adică F, va fi centrul de greutate al triunghiului. CO intersectat cu BE egal cu F, centrul de greutate al triunghiului. Deci, și DF va fi mediană, adică DP. În concluzie, P va fi mijlocul lui BC. Deci lungimea segmentului PC este egală cu 3 pe 2 cm. În triunghiul DCP, din teorema lui Pitagora, rezultă că DP pătrat este egal cu DC pătrat plus PC pătrat. Deci, DP pătrat este egal cu DC pătrat, adică 16, plus 9 pe 4. Deci, DP va fi egal cu radical din 64, 16 ori 4, 64, plus 9, înseamnă 73 pe 2 centimetri. F fiind centrul de greutate, știm că centrul de greutate se află la 2 treimi de vârf și o treime de bază, deci FP va fi egal cu o treime din DP, adică radical din 73 pe 6 centimetri. Și astfel am aflat lungimea segmentului FP. Aceasta a fost problema. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vom revedea să rezolvăm și alte probleme din testele de antrenament. Și spor la treabă! La revedere!